Câte întrebări ai adresat Elenei Lasconi? Peste 20. Am vrut să trec, au fost foarte multe întrebări, cum ți-am zis, a fost un cumul de întrebări. Pe de o parte a fost un research personal și trebuie să recunosc că am citat-o pe dumneai foarte mult din răspunsurile pe care ți le-a dat ție aici. Și au mai fost niște întrebări de ale mele care au fost niște curiozități personale, cum a fost asta, că e o speță care mă interesează, asta, comunitatea LGBTQ. Dacă ăla e primul pas. Și ce a zis? Trebuie să te uiți la material. Nu pot să o citesc pe doamna Lasconi. Nu-mi permit. Că nu știi ce a zis? Ba da, știu ce a zis, dar nu vreau să o citesc. Ok, știu, dar nu vreau. Ți-a plăcut răspunsul ei? N-a fost rău. Uh-huh. Ok. A fost un răspuns. Te-a convins? Băi, m-a convins că o să se întâmple măcar primul pas. Dar asta o să se întâmple oricum, pentru că există presiuni de la CEDO. Inclusiv condiționarea intrării în spațiu Schengen ține și de speța asta. Și tu știi foarte bine asta. Adică oricine ar fi în fruntea țării la un moment dat, nu o să aibă încotro. O să trebuie să o facă și pe asta. Asta e, de asta sunt, nu sunt atât de încrâncenat. Da, se potrivește cu fișa postului de președinte, Elena Lasconi? Cu ce? Se potrivește cu fișa postului de președinte? Ai trecut-o printr-o serie de întrebări. Da. Nu vei să-mi spui, înțeleg, nici cum ți s-au pus răspunsurile, înțeleg, dar în baza informațiilor colectate de la ea, ar putea fi un președinte pentru România? Deci tu îmi pui aceeași întrebare îmbrăcată altfel. Nu, fac atine. Dacă aș pune ștampila, tu practic ce mă întrebi acum, dacă aș pune ștampila pe doamna Lasconi. Nu. Eu te-am întrebat, dacă vrei să-mi răspunzi, bineînțeles. Așa, cum sună? Dacă această femeie, te-am întrebat dacă te-a convins pe tine să o votezi Ojira. Te-am întrebat dacă ea, prin răspunsurile pe care ți le-a oferit, cadrează cu fișa postului. Ar putea fi un președinte bun pentru România? Ar putea fi măsura în care orice alt candidat la președinție ar putea să fie, da. Toți candidații la președinție ar putea să fie președinți buni pentru România? Dacă stai să-l întrebi pe fiecare în parte, da. Da, e o abordare. La întrebarea, se potrivește doamna Elena Lasconi pentru președinte, pentru postul de președinte a României? Eu sunt foarte francă și luminitez pentru o chestie foarte importantă în țara asta. Răspunsul meu este asta. Jurnaliștii să joace cartea adevărului ei înșiși, să spună cine sunt oamenii pe care ei îi susțin. Da. Important. Da, știu. Dar la în America, asta, dezbaterile se întâmplă în cheia asta, în care știi bine când dai pe un post televiziune sau te uiți în online la un program politic, știi bine realizatorul cu cine este. Din ce tabără face parte, pentru cine înclină calitatea întrebărilor sau, mă rog, cheia interviului. Da, am înțeles. Și asta cred că e un impediment în a lua o decizie de a se întâlni totuși. Rugămintea mea către candidații la președinție ar fi să renunțe și la fricile astea și la temerile astea. Exact cum ai spus tu, să înțelegem fișa de post. Din nou, o dezbatere electorală mi se pare imperios necesară. Este un act de transparență și de asumare a statutului pe care, cu mare regret în suflet, văd că niciunul dintre candidați... Dar ce întrebare ți-ai dori să-ți răspundă? Vreau o întrebare pe care ai dori-o adresată în această mare dezbatere. Cea mai importantă întrebare? Cea mai importantă întrebare este una care pare foarte poate părea extrem de simplu așa și trivială și genul de întrebare tâmpită, dar fix asta e. Care este cea mai mare problemă a României în momentul ăsta? Uite, o întrebare foarte bună. Cea mai mare problemă a României? Ai întrebat-o pe Elena Lasconi asta? Da, am întrebat-o. Adică ar trebui să te uiți. Dar asta uita cu siguranță. Da, ai întrebat-o? Da, am pus întrebarea asta, da, am pus întrebarea asta. Dar răspunsul ei ți-a plăcut? Atât. O să mă uit să văd ce ți-a răspuns. Nou, ăsta este... A fost răspunsul dumneai. Care e pentru tine cea mai mare problemă a României? Faptul că nu m-a convins niciun candidat la președinție, deși suntem pe 10 octombrie și alegerile prezidențiale sunt pe 24 noiembrie. Asta e cea mai mare problemă. Că sunt un om care, deși e direct interesat de cursa prezidențială, în continuare nu e convins pe cine să pună ștampila. Asta e cea mai mare problemă a României. Și dacă depășim momentul acesta și ne uităm strict la România,
Care e cea mai mare problemă a acestei țări? Cam ales prost. Nu știu. Nu. Eu când îmi întreb invitații care e cea mai mare problemă, de exemplu, dacă aș alege să-i întreb chestiunea aceasta, eu am clar în cap o idee. Adică știu de ce întreb. Nu întreb așa da, la da, liber da. Să-mi răspundă el, nu știu, că a visat. Vrei răspuns serios acum care cred eu că e părerea da. Mea? Da. Cea mai mare problemă a României în momentul ăsta este că încă nu s-a ajuns la un mecanism al descentralizării. Cea mai mare problemă a României este că există mai multe românii care coexistă în același spațiu geografic. Cea mai mare problemă a României este polarizarea populației. Cea mai mare problemă a României este același răspuns îmbrăcat deci altfel. Deci descentralizare te referi la faptul că banii ar trebui descentralizare, să cumpăre da, economică, da. Înspre, mă rog, înspre județe, cumva, nu? Da. Pe de altă parte, la nivel de județ, am tot auzit o fel de matrapazlucuri și inginerii financiare cu bani trimiși de la guvern, de mă doare capul, adică nu e ca și cum... Și am studiat un pic cu speța, adică o să mă adresez probabil într-un material la mine pe canal chestii astea, nu știu dacă o să intereseze pe cineva, dar pe mine m-a scandalizat un pic. Lăsând asta la o parte, cea mai mare problemă a României este că în continuare tentația de a emigra este foarte mare și toate astea sunt în strânsă legătură, sunt interconectate. Și cea mai mare problemă a României în momentul ăsta, cred că asta este de fapt, este că după atâția ani constat o dispariție înceată, dar sigură a unei clase de mijloc. Asta mă îngrijorează cel mai mult. Discursul domnului Lasconi era așa așezat în sensul în care ea este o femeie care încă are de plătit taxe până în 2037 la căsuța ei, ca noi toți pe care cu greu... Stai o secundă. Da, pe care cu greu și-a cumpărat-o în baza unui credit ANL, pe care, la care încă plătește taxe până în 2030. Eu sunt jurnalist. Am făcut cer la ANL. Ce să vezi? Creditul achitat din 2007. Bun. Mă uit în declarația de avere. În declarațiile de avere ale doamnei, pe toate, da? Mă uit și văd un credit contractat în 2013. Creditul de la ANL stins în 2007. Închis, papa, casa, casa. Da, domnule, în discuția cu dumneavoastră te-am citat aici. Am citat speț. În 2013 apare un credit. Deci tu îți cumperi o singură casă, vii la televizor și ne spui că suta ta, perfect înțeleg. Dacă eu îmi fac un credit și îmi cumpăr o singură casă toată viața mea, păi nu știu la milimetru ce se vreau creditul ăla, uită, are amnezie că își cumpără și închide creditul și începe și mi-explică că, de fapt, creditul la care face referire e ăla care nu e ăla care e ăla care... Îi arăt foile, adică foile. Documentele, declarațiile presă, sunt declarațiile de avere, sunt documente oficiale în statul român, mai oficiale decât atât, nu am ce să fac, da? Și arăt și arăt ce spune, am uitat. A, dar nu e așa, a de al credit, dar au fost alte, de fapt am avut încă două ocazii. Deci, practic, o investigație jurnalistică simplă, minimă, minimorum, da? Bun. Prin care am, efectiv, discursul ei nu mai era cel corect. Da, domnule, hai să ne întrebăm tot. Strict curiozitate jurnalistică e asta, de ce a făcut genul ăsta de mișcare dumneai? De ce, chiar dacă e așa, tu ți-ai achitat casa în care stai? Eu nu mi-am achitat-o. Cu toate astea nu face parte din retorica mea personală, ca și cârlig emoțional, pentru a trezi un minim de empatie sau relaționare poți să vii în fața unui cu masa alegătoare. Și să spui că eu sunt ca voi, adică încă mai da, domnule, am înțeles. Am înțeles toată treaba. Casa folii, casa ta să fie achitată. Din 2007, de mult. Ajungem să recurgem la un moment dat la subterfugii de-astea destul de joase. Am văzut, ții minte, tu mai ții minte cursa electorală din 2000? Da. Care a fost absolut ridicolă. Și pot să zic și de ce. Dar una din întrebări care era în momentul ăla se tot vehicula, se întrebau candidații la președinție sau la primăria Bucureștiului, nu, la președinție a fost, cât costă un bilet RATB, pe atunci era RATB, nu era STB. Băi, ajungem, văzând acest grad de deconectare din planul vieții reale, din partea oamenilor politici, ajungi să te gândești din nou la tipul ăla de întrebări ca jurnalist. Eu mai am o întrebare, Cojira. Femeia asta, cu tot respectul, este la bază jurnalist. E o regresie total nesănătoasă pentru presa politică din România. Tu, când ești jurnalist, tu, adică trebuie să ai o comunicare brici, nu? Ce scrie în fișa, poți să vorbești bine,
să știi clar cum să te poziționezi, să te gândești logic că un altul se va uita și va compara niște cifre, niște date. Dacă tu ca jurnalist te poziționezi așa, păi ce speranță, pretenție să mai am de la restul? Eu doar întreb și uite, sunt descoperiri pe care le-am făcut așa, la un metru și doi metri distanță între mine și invitat, trecându-i, crede-mă, prin toate subiectele importante care țin de fișa postului lor. Să vedem materialul. Despre apartament. Uh-huh. Ați cumpărat un apartament de la o persoană fizică. Da. Vă amintiți în ce an? Nu știu, dar pot să mă uit. Probabil că dacă au pus 2001, probabil că s-a uitat în declarația mea de avere și probabil l-o fi cumpărat în 2001. Nu stau să lecturez contractul meu de casă, singurul. Și pot să vă zic că am rate până în 2037. Pentru acest apartament? Da. Până în 2037 plătesc. Bine, am mai refinanțat și se poate verifica și dumneavoastră chiar puteți să solicitați, pentru că era în anul în care ANL încă mai... deci cu ANL, prin ANL puteai să iei de pe piața liberă apartamente. Și eu sunt în datele lor acolo. Și erau cumva garantate de ANL și le-am luat de la Banca Comercială Română. Așa a fost luat creditul. Și l-am găsit. Așa, așa. Și vă rog să faceți dumneavoastră o solicitare, să vedeți cum am luat eu apartamentul. Plus că apartamentul despre care se spunea în anunțul mincinos era pe un bulevard și apartamentul deci, în care stau eu este pe altul. Deci, un singur apartament? Da. Care a costat în jur de... Nu mai știu exact cât am dat atunci pe el, pentru că v-am spus, eu am făcut o refinanțare în 2007, unde am ipotecat apartamentul. Dar câte apartamentul... case ați cumpărat, de nu știți în ce an ați cumpărat apartamentul și cât v-a costat? Vă spun imediat, că nu mi-aduc aminte exact sumele, dar pot să mă uit în contract și să vă zic asta. Uite, dacă e o temă atât de importantă, chiar trebuie să mă iau, să iau contractul și să-l am cu mine. La răspunsul, dacă e tema atât de importantă, doamna Lasconi scapă din vedere că nu e atât de importantă speța în sine, punctual, cât chestiunea de poziționare. Mă rog, miștea continuă, îi arăt ANL-ul. Speța reală este transparența, dacă chiar e transparență sau nu. Sau nu. Asta este, vezi? De-aia e foarte... De-aia... De asta nu-mi vine să fac exerciții de astea de imaginație, să zic de doamna Lasconi că e Wonder Woman și domnul... Și pe femeia asta și-a avut-o la tine la emisiune. Da, am avut-o. Băi, te-a convins? Exact cum spuneam, mușchiul echidistanței și al echilibrului este foarte greu de ținut încordat. Concluziile poate să le tragă fiecare, după ce, bineînțeles, acum profit să-mi promovez materialul. Dar înțelege fiecare ce vrea. Tu ce ai înțeles? Mă interesează opinia ta. Pentru că, din nou, nu mă așteam să... Nu vrei să-mi spui absolut nimic. Da, ce să zic. Da, aș fi fost bun de intrat în politică. Răspund fără să răspund. Dar, exact cum ți-am zis, dacă aș fi tras o concluzie cumva în plan personal, aș fi avut un răspuns foarte clar la tu pe cine pui ștampila. Din moment ce primul lucru pe care ți l-am spus în continuare, fix despre asta e vorba, că vorbim despre candidați la președinție. Da, sunt candidați și fiecare are puncte slabe, puncte forte sau fiecare are vulnerabilități sau fiecare are ceva bun și ceva rău. Ce are bun, ce are rău, la Lasconi, ce ți-a plăcut la ea, ce nu ți-a plăcut la ea. E simplu. Am avut o discuție clară, transparentă, cât de transparent am putut eu. Te-a convins? Nu trebuie să-mi placă. Te-a convins? Nu sunt acolo, nici să fiu convins, nici să... Acolo am pus niște întrebări la care am așteptat niște răspunsuri. Cum au fost răspunsurile? Unele mi-au plăcut, altele nu. Te-a convins candidatul acesta? Să ce? Nu pot să... Nu poate un candidat să mă convingă până nu am o discuție cu ceilalți? Este aberant să strângi date, să tragi concluzii după ce ai strâns date dintr-o singură parte. Exact cum ți-am zis la început,
Există partea lui de adevăr, partea lui de adevăr și adevărul factual. Tu faci analiză pe candidat în comparație cu ceilalți? Nu. Tu ai venit la mine, nu te compari pe tine colegii tăi din Brează, cu nimeni. Tu mulțumesc ești tu pe lui Dumnezeu că nu o faci. Eu mă uit la tine, îmi place sau nu de tine, îmi place tine pentru că, nu-mi place tine pentru că. Este foarte simplu și am întrebat eu. Da, dar asta nu e o chestiune de simpatie personală. Asta dar nu e vorba de simpatie personală. E vorba de modul în care tu te raportezi la omul din fața ta. Modul în care eu mă raportez la un candidat la președinție este ăla echidistant, în măsura în care vreau să mențin acest mușchi exact exercițiul al echidistanței și față de ceilalți candidați, în măsura în care dumnealor sunt disponibili să fie prezenți la mine. După care, văzând fiecare... Eu, rămânând exact la fel un monolit al echidistanței în fața candidaților la președinție, o să văd în funcție de cum se raportează fiecare și de-abia după aia am datele necesare pentru a trage o concluzie să pot să-ți dau răspunsul. Ca să nu mai spun că m-ar ajuta foarte mult dacă ar fi o dezbatere electorală, exact cum ai zis și tu. Asta în trasul concluzii, dar asta e atât de important. Bine, până să punem concluziile, măcar așa la o primă vedere, adică trebuie să avem opinii, nu? Despre asta suntem... Nu? Aici, cumva, tu de asta faci, uite, ca prestație TV, te întreb altfel, ca prestație TV, dintre cei trei pe care am văzut până acum, cine este cel mai bun? Ca prestație TV? TV, da. Niciunul, pentru că nu m-au distrat, m-au întristat toți. Că trebuie să te distreze? Păi, ei e candidat, nu e umorist. Tu mi-ai arătat niște momente amuzante și relaxate. Niște momente care surprind niște laturi ale lor. Da. Și da, care... Nu. Arată niște calități, niște trăsături. Arată niște care trăsături. Care te fac, te ajută să-l cunoști pe om așa cum e el. Dacă a fost trăinuit să răspundă cumva, să-l vezi cum răspunde...